Oare de mic sau de mare, deci tânăr sau bătrân, dragostea îți iese în drum. Dragostea vârstă nu are de mic sau de mare, deci tânăr sau bătrân, dragostea îți iese în drum. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată, omule, îți bate poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești, măi. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată, omule, îți bate poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești, mă. Bine, bine! Dragostea din tâi, măi, n-ai fi să îmbătrânești, omule, dacă iubești, măi. Tinerel ai să rămâi ca la dragostea din tâi, măi. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată, omule, îți bate poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești, măi. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată, omule, îți bate poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești, măi. Bine, bine! Mama lor de hoți, și-am să-i lovesc la
lai 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 la, nu te gândesc la la lai lai la. La mâna mea ai cumpăr pe toți mama lor de hoți și-am să-i lovesc lai 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 la când nu se gândesc la la lai lai la. Încă o dată vă spun, nu costă dedicațiile, da? De la pentru nu costă. Este din partea domnului primar pentru dumneavoastră. Ia spuneți, de la... Da, nu putem toți odată unii peste alții. Stați puțin. De la Viorel pentru domn primar și șeful meu Mihăiță. Să trăiască foarte bine. Poftiți aici. Haideți organizat, așa frumos. De la Matei Ana pentru Matei Victor Libes. Foarte frumos, doamna Matei. Aici, lângă mine, promit că nu muș. De la Anton Nicoleta pentru mami și tati. Nicoleta Antonie ești o scumpă, Doamne ajută. Să nu vorbim unii peste alții, vă rog. De la Merica pentru Eremia. De la Melica, da? Pentru Eremia, am înțeles bine. De la sandwich pentru fratele lui Măru. E sandwich vegetarian, că Măru îmi place. Stați un pic, nu unul peste altul, da? Că era domnul la rând, ia spuneți. De la România pentru cel mai simțit băiat din Cotena, Mare Carlo. Dumneavoastră sunteți în România, da? Mă bucur să vă cunosc. Nu știam cine e România. Dumneavoastră, ia spuneți acum. Pentru Marin, dedicație specială. Pentru Marin, da? Adică pentru noastră. De la Schitu. Da, vă faceți dedicație. Pentru băiatul de la care cântă... Pentru domnul Diță, adică. Să da, cântă foarte frumos. Da. Fratele Domnul, care vine în Spania acum de la muncă, să trăiască sănătos și pentru domnul primar. Ascult, da. Care mi-a fost elev la școala de ospătari să trăiască 1000 de ani. O, ce frumos, v-a fost elev domnul primar, da? Da. Bravo! Foarte bine. Și ce l-ați învățat cel mai bine? Ce știe domn primar? Comerii. Dar ce să gătească specialitatea? Ciorbă de burtă. Foarte tare. Stați, nu vă repeziți că avem timp, ia. Auziți, numai puțin. Dumneavoastră când ați făcut dedicație, restul v-au lăsat. Haideți să avem respect, da? Ia zici, nu, stați un pic. De la... Stați puțin, nu vă grăbiți. Cal, trage mai repede. 1, 2, 3 și de la... De la băieții TMK pentru domn primar Tudor Maineață. Să trăiască 1000 de ani fără reparații. Doamne ajută. Așa, bravo. De la Blondul pentru fratele meu Șarpe. Foarte bine, Blondul spre Șatena, așa? Și fratele tău Șarpe e cool, da? O arde cum trebuie. O arde în curând noaptea târziu, corect? Da. Ești cel mai mare fan? Da. De cât timp îi urmărești pe băieți? De mult. Ai venit special din Italia pentru ei? Da. Bravo. Bine, Blondule. Stai, tare, atenție. Nu în față, mami, atenție. Și pentru tatii meu din Spania. Puiule, drag, cum te cheamă? Liviu. Liviu, ești o dulceață scumpă, scumpă. Eu te aștept 20 de ani, da? Mă iei de nevastă? Da. Nu pot, nu zi nu, că eu să-mi iau una șmecheră, tânără, mișto. Da? Zi nu.
Nu. Ești dulce foc. Ia spuneți dumneavoastră, nu mai dați pe băia, ziceți tare. Pentru băieții mei din Spania, Marian, Liviu, Flori și Gianina, le doresc multă sănătate, să vină acasă sănătoși și așteaptă mami cu drag. Vă iubesc băieții mei și nororile mele. Vă pup, pa! Te iubesc, mami! Bravo! Haideți repede să continuăm! Pentru Cristi Gegu, dedicație pentru Cristi Gegu, din Pereți. Din Pereți, da? Bine! Următoarea, cu fața, cu fața la domnul Diță. Dedicație pentru verișorul meu, Ionuț. Mamă, ce tare-ți bate inima! Tu o să fiu foarte focoasă mai târziu. Și ce ochi frumoși ai! Mulțumesc! Sper să stai departe de bărbatul meu peste 10 ani. Glumesc! Sunt foarte frumoși copiii dumneavoastră, să vă trăiască. Zi tare! De la Nicoleta pentru vărul meu, Sorinel, plus mami, tati, surioara mea și fratele meu. Pentru care din băieții de la noaptea târziu ai venit aici? Unul are gagica cu el, să știi. Pentru niciunul. Gata, ne-am răzgândit, să fie sănătos dacă și-a adus gagica. Pentru vărul meu, Ali, și pentru frațiorul meu, Robert. Bravo! Vreau și eu pentru Cristiana mea, care este în America, în New York. Mami o pupă și o iubește. Love you, mami! Așa, ea zice. Pentru fratele primarului, pentru Nea Bebe, să trăiască 100 de ani și pentru tanti Lucica, bărmăna, să trăiască! Eu vreau. De la Viorel Turbatul, pentru domn primar și Mardale, se știe multă sănătate. Îi dedichez lui tati, pe care îl cheamă cum? Bogdan. Pe tati îl cheamă Bogdan și îi dedichez de la Ioana, te iubește tati. Ia spune. La lunorile, pentru lunorile mele. Sănătatea și numai bine. Îi iubește de la soclu. Îl mai pot. Dacă mai îi vine niciodată la o dedicație, plecă în prânci la București. Nu mai nimeresc nici autostrada. Și de mine, domnul Diță, ia ziceți una de inimă bună, domnul Diță, și ne pregătim în doar 7 minute, urcă pe scenă noaptea, târziu! Vă invit la niște sârbe frumoase și la joc totodată! Așa ceva nu se poate, se făcură cioburi toate. Mai se făcea cele mele, cătura bucule cele. Așa ceva nu se poate, se făcură cioburi toate. Pe ulicea doi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun am ce să fac, beau cu troacă de dobleac. Pe ulicea doi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Să mă iau, ha, 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 sus piciorul, hai la sârbă, vă invităm. Chiar fi fost toate la fel, m-ar fi luat moșul cu el. Noroc mare se întâmplă, numai că nu ți-am scăpă. Chiar fi fost toate la fel, m-ar fi luat moșul cu el. Pe ulcea doi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Pe ulcea doi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Ia uzi, măi! Ha, 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 ha!
asta ta către mine. Vine aici să mâna cu mine. Am făcut băiat chistez, om păi curtea cu doblez. Asta ta către mine. Vine aici să mâna cu mine. Am făcut băiat chistez, om păi curtea cu doblez. Pe urecea păi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Pe urecea păi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Pe urecea păi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Vinui bun n-am ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Pe urecea păi bani nu dau, dacă vreau să beau tot beau. Fica-i bună ce să fac, iau cu troacă de dobleac. Hai gilic, ia velic, merg cu măria la târg. Dar să iau pustă și batic și-apoi tot sărut un pic. Dar hai gilic și ia velic, merg cu măria la târg. Dar să iau pustă și batic și-apoi s-o duc la iubit, mă, iau. Foarte bine, moldenii, vă mișcați excepțional! Crace sus! Hop, hop, hop și așa! Să se iubească cu mine, că e rușine de lume. Hai, tic-lic și iarălic, merg cu Maria la târ. Dar să iau pustă și batic și-apoi s-o sărut un pic. Dar hai, tic-lic și iarălic, merg cu Maria la târ. Dar să iau pustă și batic și-apoi s-o duc la iubire. Și mă minți și Maria. Hai, lic, lic, iară, lic,
Merg cu Măria la târda să iau pusă și batic, și-apoi s-o sărut un pic la haiding-lic și iarălic. Merg cu Măria la târda să iau pusă și batic, și-apoi s-o duc la iubit la haiding-lic și iarălic. Merg cu Măria la târda să iau pusă și batic, și-apoi s-o sărut un pic la haiding-lic și iarălic. Merg cu Măria la târda să iau pusă și batic, și-apoi s-o duc la iubit. Tuturor. Și eu vă mulțumesc. Numai bine, eliberăm rapid scena. Vă mulțumim foarte mult. O să fie distracție mai departe. Acum am să vă rog foarte mult, fanii și cei care iubiți cel mai tare grup parodic din România, să veniți aproape de mine. Toată lumea, din stânga și din dreapta, nu se vede bine. Gata cu dedicațiile, ne pregătim pentru show. Veniți aproape, stăm cu fața către scenă, cu fața la scenă, da? Toată lumea, ne luăm poziția. Fața la scenă, televiziunile se pregătesc să filmeze și să dea de câte ori au poftă, pentru că domnul primar și-a dorit foarte mult să ajungă celebru evenimentul Sărbătoarea Comunei Bălteni. Doamnelor și domnilor, de la managerul artistic Cristina Brumă, am venit cu toții, care din București, care din Timișoara, care de la Turda sau chiar de la dumneavoastră de la Olteni, și sperăm că v-ați simțit foarte bine alături de noi. În aceste momente însă, pe scenă vor urca, numai dacă reușiți să aplaudați, să fluierați și să chiuiți timp de 35 de secunde în continuu și să le strigați numele. Hai să vă aud dacă știți cine urcă pe scenă. 2, 3 și Bălteni! Mai tare, mai tare! Hai să facem așa! Hai să fluierăm, ridicăm brațele, cum ați văzut la Ibița! Mai ceva ca în Tenerife, peste Dubai! Bălteni cu mâna sus! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aici. Uite câtă lume e, băi, n-ai cum. Nu, aprinde, așa, să vedem, să vedem oamenii. Vreau să văd câtă gălăgie puteți să faceți! Mulțumesc! Câți dintre voi aveți cont de Facebook, că văd foarte mult? Asta e. Toți asta e. Asta e generația noastră, nu? De asta am făcut o parodie despre anumite persoane care folosesc Facebook-ul într-un mod greșit. Hai să începem, să începem. Mai avem o mică pauză până începem. E frumos. Începem. În, dacă tot e cu numărătoare, în 5, 4, 3, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Păi haide că n-are rost să stăm așa degeaba. Vreau să facem cunoștință, să puteți să aprindeți luminile în față puțin? Mamă, ce frumos! Mă simt artist! Ce tare! Uite-vă, superb! A? Superb! Vă mulțumim frumos de invitație! Chiar ne simțim super, super bine până începe piesa! Începe? E posibil, numai dacă publicul începe să chiuie, să fâiere, să țipe, să facem atmosferă... Gălăgie. Așa, ca și când ar fi revoluție. Revoluția aici la Bălteni, pe care culmea a inițiat-o chiar primarul. Să vedem, poate găsim o domnișoară foarte sexy care să atingă butonul, în așa fel încât să poată porni programul. Avem o domnișoară foarte, foarte sexy să vină aici să dea un pupic butonului nostru. Că dacă nu dă pupic, nu începe treaba. Nu începe treaba, chiar că începe revoluția. Sunt mai timide puțin, dar zic să insistăm, mă? O domnișoară care să apese butonul...
Haideți că se rezolvă și problemele astea. Adică cu domnișoarele. Măi, am spus sexy, mă, drăguța, iubita, tu ești o păpușă frumoasă de un copil cu minte, da? Bine, hai mergem. Păi caută o soră, așa, o chestie la vreo 25-30 de ani. Bună de măritat, da? Da. Bine, iubita. Hai să vedem ce se întâmplă. Dar până atunci puteți ridica mâinile sus. Așa, să vadă noaptea târziu câți bani are la Bălteni. Să înțeleagă de ce Aurel Moldoveanu pariază pe ei și îi plimbă în toată România mai ceva ca pe Sfintele Moaște. Serios, în agenția managerului Cristina Brumă, noaptea târziu este așa un cap de afiș și oriunde merge Cristina Brumă, îi propune și spune așa: o să vedeți, sunt cei mai tari, sunt extraordinari, n-ați mai văzut așa ceva, așa este? Opa! Opa, gangnam style! Gata! Avem și muzică! Hai să suflăm, Talida! Puțină gălăgie, Bălteni și Mănuțați! Gata, s-a rezolvat! Atunci când postezi, sunt un filozof, dar am o mică problemă. Eu cu gramatica nu mă înțeleg deloc. Cu fratii mă atacă, oriunde nu-mi vine bine. De virgulă am uitat, pentru că scriu pe Facebook. Dă-mi un like, dă-mi un like, mai bine. Dă-mi un like, dă-mi un like, ce-mi vine. Dă-mi un like, dă-mi un like, la oricine. Dă-mi un, dă-mi un like, pe Facebook. Dă-mi un, dă-mi un like, înșelat. Aseară asta a fost sa. Mi-am dat check-in în complot și-am pus la sare feeling, mor de bea. Unu m-am jurat, a vrut să-mi țină moralnă, dar a uitat la jurături. Ce oase, normal, bun de Facebook. Dă-mi un like, dă-mi un like, cereri de prietenie și să primesc compliment. Apoi am întâlnit o nouă viață socială și am început ca să postez în fiecare seară. Ziceam ceva de genul, lumea e foarte rea, dar o cam luasem razna, chiar dacă nu părea. Acum sunt numai în la leto, dar nu e supărare. E cât să ies din casă eu, mai bine fac gătare virtuale. Pe Facebook, dă-mi un like, dă-mi un like, cel mai bine. Dă-mi un like, dă-mi un like, știu ce-mi vine. Dă-mi un like, dă-mi un like, la oricine. Dă-mi un, dă-mi un like, pe absolut toate like-urile din lume. Sunteți super, super tari. Și mă uit la voi, sincer, vă spun cu mâna pe inimă, la voi față de Timișoara se diferențiază bărbații de femei. La noi, la Timișoara, nu prea. Nu știu dacă ați văzut. Hai, bunuțele, sus! Da! E clar
scară ca un bibelou. Toată noaptea m-am gândit la mine și la părul meu. Nici măcar n-am putut să dorm zău. Când văd ar putea fi unul mai mișto îmi face rău. Și îmi place să o arlou doar în haine strupte rău. Și orice aș vrea să zic trebuie să înceapă cu bro. Sincer nu îndrăznesc să ies din casă eu. Dacă-mi stă într-o zi părul rău, oriunde mă duc trebuie să arăt ca la carte. Și toată lumea de pe stradă trebuie să dea pe spate. Am mai multe relații pe Facebook în realitate. Arăt așa natural și cum mi-e parfumul să miroasă a de toate. Îmi dau cu stric în dragă să se simtă de departe. Și mi-a făcut gagică profesoară de karate. Dacă te iei de mine o să vine și te bate. Sau fiu, fiu, ai gândit orașul de Bulangii. Vezi pe stradă, zi de zi cum se îmbracă băieții. Ca fetii sau fiu de Bulangii. Ca unde sunt? La voi îi văd, la Timișoara nu prea-i mai văd. Și să vedem o mânăță sus dacă se poate pentru Ana, care cântă acest refren. Emi, hai tu în față. Îmi arăt mușchii, toate fetele strigă la mine frumii. Astea sunt prostii, dă-mi-a pe Facebook dacă vrei de mine să știi. Eu sunt acela care își dă check-in dimineața și îmi curăț fața. Și apoi mă duc să beau cafeaua. Și cât de frumoasă-i viața, pur că sună mătă ca să plângă zeaua. Și peste tot merg numai cu mașina, să-și dea seama lumea că-mi permit benzina. Am muzica la maxim și-o ascult pe Ina. Și n-am nicio haină fabricată în China. Și cu prin parfumul sau miroasă a de toate. Îmi dau costică întreagă să se simtă de departe. Și mi-a făcut gagică profesoare de karate. Dacă te iei de mine o să vină și te bate. Orașul de Bulangii. Vezi pe stradă zi de zi cum se-ntreacă băieții. Ca fetii sau umplut de Bulangii. Ca fetii unde soare bărbații. Da. Să-mi găsi niciunde o să stau.
să nu pasă mereu tu să vreau. Dansez cum se face zi, am mai rămas cu 5 lei. O porție le am zis la o petrecere sau la un majorat neinvitat. Asta înseamnă să te duci pe coadă. E mai bine să te duci la o petrecere neinvitat, adică să te duci pe coadă, pentru că trebuie să-i mai cumperi cadou, nu? Cel mai frumos. Tocmai de asta am făcut o melodie. Vă rugăm din suflet în spate, haideți spate, spate, spate și respectăm înțelegerea, da? Eu știu că domnul primar va urca pe scenă, dar trebuie să avem și viziunea asupra trupei. Toți copiii în acest moment, 2 metri în spatele trupei. Haideți, număr până la 5 și ne dăm cu minte jos de pe scenă. Haideți copii, repede. 1, 2, 3, bravo. Și să înceapă și piesa pe coadă. Asta e o melodie care mă reprezintă. Și pe mine, frate, ce? Rămânem în spate, copii. Pe coadă, pe coadă, pe coadă, pe coadă, te îmbrăcați, te
ne ridicăm, ne acumăm. Și scandale căutăm, dar ficatul ne doare. Ficatul ne doare, că fii mult prea tare. Totul mult prea tare. Mr. Jumer! Încăm să agățăm și în vorba ne băgăm. Trebuie să ne descucăm cu câte mase combinăm. Dar ficatul ne doare, ficatul ne doare. Totul mult prea tare, totul mult prea tare. La majorație, bine! Și nu te pot vaccine, îi pune uite bine. Distracția de zile, super majorat. Super majorat, când ești invitat. Când ești invitat. De final, adică nu chiar după piesa asta, dar nu mai sunt foarte multe, pentru că urmează un foc de artificii super. Câți dintre voi cunoașteți sau chiar voi vă jucați la ruletă, la jocuri de noroc, la mașinuțe? Avem pasionați pe aici? Avem, nu? Am făcut tot așa o melodie pentru oamenii pasionați de astfel de jocuri. Să înceapă mersul. Yeah!
un om sincer aveam în față, mai am un doritor. Și ultima piesă din această seară, nu știu câți dintre voi o știți, dar eu zic că mai bine să înceapă decât să mai facem. E o piesă nouă, spune-le. E, da, chiar nouă, foarte. Hai să înceapă piesă. Și noi mulțumim foarte mult tuturor celor din Bălteni. Facem așa un pic de culoare, dragi copii. Aveți 30 de secunde să ajungeți acolo jos, să vă bucurați împreună cu domnul primar și cu toți cei prezenți de focul de artificii. Noaptea târziu, domnule primar, vă rog să veniți lângă mine. Poftiți aici, domnule primar, vă rog. Poftiți aici. Domnul primar, veniți aici, vă rog din suflet. Haideți, vă rog, veniți, vă rog frumos. Domnul primar, poftiți! Am înțeles, dar veniți aici! Haideți! Că suntem așa... Că poști sunt și bucureștenii și... Domnule primar, veniți un pic aici, până se decid băieții care este bisul. În mod normal nu se procedează așa, dar le-ați mers la ele, vă rog, se filmează. Da? Deci dacă se poate să mai fi de o oră, de ce bine? Am înțeles. Domnule primar, știți cum e? Da, cum să nu? O piesă, da? Domnule primar, atenție! Este ultima piesă din programul de astăzi și după această piesă dăm drumul la focul de artificii, da? Să fim pregătiți! Hai să vă văd încă o dată, brațele sus! Domnul primar, rămâneți cu noi aici! Domnul primar, rămâneți cu noi! Acum ne-am spus să cântăm astăzi! Și să înceapă și piesa! Casă mare, anul ăsta e iau din spate. Ridici privirea sus și poți să vezi la felul. Acolo șade-n faină, merea colonelul. Ce faci toată ziua, cine n-ai vrăjie? Nu-ți poate două vorbe, când a fost tu cu șcărie. Dar nu te speria. Ți-am promis. Mi-ai promis vacanță, state. Și uite, m-am pus prietate. Una spui și alta faci. Întâi toată de dragi. Oh, oh! Și toată lumea.
mult ce facă! Asta trebuie să-i zice mai are. Și aplauze pentru Aiana Domnișoara, care cântă piesa asta. Acum să spune și ce urmează, că urmează momentul ăla spectaculos. Ne pregătim cu toții. Urmează o melodie și după aceea cu multe activiții. Domnule primar, ne pregătim cu toții. Da, publicul... Nenumărătoarea impresa. Da. Mulțumim frumos, noaptea târziu. Da. Mulțumim, noaptea. Domnule primar, vă rog să veniți alături de mine. Și împreună cu cei din Bălteni să începem numărătoarea inversă. A fost încă un eveniment unic la dumneavoastră la Bălteni, sărbătoarea comunei. Haideți să vedem dacă a meritat un efort susținut pe care domnul primar, Consiliul Local și întreaga echipă a făcut-o pentru dumneavoastră. A fost sau nu un eveniment pe cinste? Sunteți obosiți? E bine, da? Să mai facă domnul primar asta și altă dată. Adică evenimente pentru dumneavoastră. E bine așa? Dacă mai doriți evenimente, mâinile sus și faceți așa. Felicitări! Managerului Cristina Brumă, al lui Aurel Moldoveanu, care vă lasă ca pe focul de artificii să ascultați și cel mai recent hit, Să o luăm ușor, dar mai ales din partea domnului primar, Doru Tudor Marineață, pentru dumneavoastră toate cele bune. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani Bălteni, la mulți ani România! Să vă mulțumim pentru vizionare!
rap, leila, 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 lei. O fi stânga, o fi dreapta, cine știe strigă, hei. Am ascuns un vis în palmă, leila, 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 lei. O fi stânga, o fi dreapta, cine știe strigă, hei. Hai să o luăm ușor, va fi somn de flor. Hei, chicas, în loc, mă, hai să o luăm ușor, va fi somn de flor. Hei, chicas, în loc, mă, hai să o luăm ușor. Chicas, embro, maharistro. Asta a fost foarte reușit, dar în 2016 au avut spectacol și mai reușit. Vă salut, vă iubesc! Să rămână, să trăiți la mulți ani! La mulți ani, Băltei, la mulți ani, România! Să trăiți sănătate!